Peste 3 milioane de copii se reîntorc de mâine în grădinițe, școli și licee, în condițiile în care în România este alertă epidemiologică. Va fi aproape imposibil ca triajul recomandat de autoritățile sanitare să fie făcut zilnic, pentru că nu avem atât de mulți medici și asistenți. Așadar, părinții sunt sfătuiți să nu-și trimită fetele și băieții în colectivitate dacă au semne de boală, mai ales că nu am atins încă vârful sezonului de gripă. Deci, să le curățăm ca să nu mai rămână, deci mai sunt urme cum au fost dezinfectat. S-a făcut dezinfecție generală la Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea, școala cu cei mai mulți elevi din județul Bihor. A fost făcută dezinfecție în așa fel încât să nu fie nici o sursă de infecție. Băi, holuri, săli de clasă, bănci, dulapuri, tot ce există în spațiile de învățământ. Fiecare diriginte dimineața va trece pe la clasa proprie și va sta de vorbă cu copiii. Este însă aproape imposibil să verifici zilnic toți copiii, spun reprezentanții unității de învățământ. La rândul lor, autoritățile vin cu o serie de recomandări pentru a limita răspândirea cazurilor de gripă și viroze. Directorii școlilor trebuie să se asigure că există materialele necesare pentru dezinfectarea periodică a mâinilor și a suprafețelor, că sunt aerisite încăperile, dar și că se respectă eticheta tusei și a strănutului. Acolo unde nu sunt medici sau asistenți, cadrele didactice pot face triajul copiilor, transmite ministrul Educației. Este responsabilitatea noastră a tuturor, atât părinți, cât și profesori, cât și management școlar, să prevenim răspândirea virusului gripal. Și totuși, medicii se așteaptă ca numărul îmbolnăvirilor să crească în săptămânile următoare. În gripă, semnele sunt puțin mai sistemice decât într-o infecție respiratorie obișnuită, adică avem de-a face cu febră înaltă, dureri musculare, stare de rău, ceea ce nu găsim într-un guturai obișnuit. Da, diferența între COVID și gripă este foarte greu de făcut clinic și de aceea este mai bine să se adreseze medicului de familie în primul rând. Conform raportărilor, am trecut de 3 săptămâni consecutive în care au fost depășite ratele istorice de îmbolnăvire, iar diferențele sunt clare. În doar 7 zile au fost înregistrate aproape 5.000 de cazuri de gripă clinică, cu o săptămână înainte 2.685, iar în prima săptămână epidemică 1.644. Cu toate acestea, vârful sezonului gripal este așteptat abia după jumătatea acestei luni.